180 de sportivi cu dizabilități participă zilele acestea la Cluj la turneul internațional de tenis de masă din România. Campionatul se află la 5-a ediție în acest an și se desfășoară la Sala Sporturilor Horea Demian. Turneul internațional de tenis de masă din România a aliniat la Cluj 180 de sportivi cu dizabilități din Marea Britanie, Singapore, Rusia sau Iordania și reprezintă un eveniment paralimpic de anvergură din Europa Centrală și de Est. Turneul a debutat în această dimineață și este singura competiție internațională din România dedicată persoanelor cu dizabilități. Asta este la 5 ediție de la RITO, Romanian International Table Tennis Open. Avem 28 țări, avem 180 jucători internaționali, din care sunt 24 din România. La Cluj, competiția se bucură de un sprijin imens din partea comunității, fapt reflectat de numărul mare al voluntarilor care au pus umărul la organizarea evenimentului pentru persoanele cu dizabilități. 700 tineri din Cluj-Napoca ajutați să facem campionatul o realitate aici în Cluj-Napoca și sunt foarte mândră pentru că aceasta este 5-a ediție. Și cred că este ceva extraordinar că România este pregătit pentru asta, Cluj-Napoca, în ales, mai ales, este pregătit să gazuiește un astfel eveniment. Petru Ifrosa a reprezentat cu brio în 2009 România la Open-ul de tenis de masă din Iordania, unde a obținut locul 2. Originar din Vaslui, el practică acest sport cu dezinvoltură de la 5 ani, deși trăiește într-un scaun cu rotile. În acesta am fost în Iordania, în Slovenia, în Ungaria, în Italia, am fost și am avut rezultate bunicele. De exemplu, în Iordania am luat locul 1 pe echipe și la simplu locul 2.